Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru cuvintele care le-am auzit până în aceste momente, pentru că vedem cum Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne călăzește pe fiecare dintre noi în viața aceasta și mai ales în aceste momente să, să ne cercetăm starea, să ne cercetăm atitudinea, să ne cercetăm viața, să vedem unde suntem cu privire la trăirea împreună cu Dumnezeu. Fratele Dănuț ne-a prezentat și ne-a arătat niște, niște momente în viață pe care trebuie să le ajungem, să le atingem. Și dacă vom citi psalmul 15, vom vedea că și în psalmul acesta omului Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să avem în viața noastră de fiecare zi aceste momente. Și spune un cuvânt foarte frumos, versetul 1, un țel, un țel al bisericii, dacă vreți, un țel care îl doresc pentru fiecare dintre noi care suntem în seara aceasta aici. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Și cred că fiecare dintre noi avem această dorință la un moment dat, când timpul va trece, când momentul, etapa aceasta de viață pe care o trăim, se va sfârși și cineva ne va chema, Dumnezeu ne va chema acasă, să ne întâlnim cu El pe Muntele Lui Cel Sfânt. Și iată că vine răspunsul din partea Psalmistului. Câteva cuvinte le-am auzit prin fratele care ne-a vorbit în această zi. Dar vreau să citești acest verset, versetul 2, care, care face deasupra tuturor o, o, o concluzie clară a trăirii care trebuie să o avem fiecare între noi și spune Cel ce umblă în neprihănire și face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, slăvit să fie Domnul. Dacă vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, dacă doresc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, dacă vreau să ajung pe muntele Lui Cel Sfânt, indiferent de cine aș fi, trebuie să umblu în neprihănire și să fac voia lui Dumnezeu și zic ca Domnul să ne ajute. Anul 2020 va fi un an deschis pentru fiecare dintre noi, pentru o alegere. Și vreau să vă spun că ceea ce ni se vorbește de aici sunt momente în care putem să ne cercetăm, să vedem oare ce am făcut până acum sau ce voi face mai departe. Oare ce am ales până în seara aceasta, ce voi alege din zilele, în zilele care vor urma, zile pe care Dumnezeu le va socoti cu cale să le trim pe fața pământului. Însă depinde de alegere pe care o fac eu și pe care o faceți dumneavoastră, fraților și surorilor să aleg să umblu în neprihănire. Doamne, ajută-mă să aleg bine. Pentru că se vor pune în față foarte multe lucruri, foarte multe alegeri, ni se vor pune în față intersecții de drum și va trebui să o aleg, să iau la stânga sau la dreapta. Dumnezeu să ne ajute să umblăm în neprihănire. Dar cum să umblăm în neprihănire? Există câteva lucruri foarte importante pentru fiecare dintre noi. Nu putem să umblăm în neprihănire dacă înainte de toate nu învățăm care este, care este bine, lucrurile care sunt bine, ce înseamnă să fii neprihănit. La un moment dat, bătrânul Pavel spunea lui Timotei, Timotee, tu trebuie să crești, să ajungi un om destoinic, un om care să împarți bine, clar și curat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că puțină cunoștință este foarte periculoasă. Și lipsa cunoștinței este imortală, dacă vreți. Puțină cunoștință este periculoasă. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu pentru că aici, în cartea aceasta sfântă, vedem toate semnele care ducă te veșnicie către cer și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Este alegerea mea și alegerea noastră. La fel cum cuvintele dinainte ne-au determinat și ne-au îndemnat pe fiecare dintre noi să ne cercetăm. Oare aleg să fiu mulțumit și mulțumitor? Oare aleg să fiu ascultător? Oare aleg să fiu smerit? Oare aleg eu să umblu în neprihănire? Domnul să ne ajute în alegerile noastre să spunem da, pentru ceea ce este sfânt și venit de la Dumnezeu și nu pentru tot ce poate să însemne lume. Dumnezeu să ne ajute. Să cauți ce faci, ceea ce am învățat, că este bine. Nu este destul să învăț, nu este destul să citesc dacă nu pun în practică. Domnul să ne ajute să le pune în practică. Să mă pocăiesc când falimentez. Ca și copiii micuți, vedem pe cei care sunt a noștri și am văzut și în viețile noastre, ne, ne împiedicăm pe cale, ne cădem. Dar ne ridicăm și mergem înainte. Când falimentăm, automat, prin pocăință, ne îndrecăm către Dumnezeu. spunem Tatăl nostru ca și în ceruri, ai milă de noi. Iertare, Doamne, pentru greșel, pentru, pentru căderile noastre. Când falimentez, mă ridic și merg înainte. Slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea ca anul 2020 să nu fie pentru niciunul dintre noi un an în care să fie faliment. Și vorbesc doar despre lucrurile spirituale, pentru că toate celelalte, sunt de folos, însă mai important decât orice este, ca inima mea și inima noastră să fie cu adevărat inimă pentru Dumnezeu. Să nu mă lege nimic de pământ, să nu ne lege nimic de pământul acesta, ci noi să fim aceia care să perseverăm prin încercare, să perseverăm prin ispite, să perseverăm prin toate lucrurile care vor veni împotriva noastră, să spunem, Doamne, ne încredem în Tine, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să, să ne cercetăm, să vedem cum stăm cu țelul pe care îl avem, cu scopul pe care îl avem, cu aceste dorințe pe care le avem. Ce îmi doresc să aleg? Ce îmi doresc să, să ating în viața aceasta pe pământ? Îmi doresc să fiu cu adevărat un om neprihănit, un om evlavios? Sau îmi doresc să am și să am și să am? Dumnezeu să ne cerceteze, să vedem care este balanța, care este valoarea lucrurilor. Și știu că Dumnezeu ne va ajuta să punem toate aceste lucruri în viața noastră de fiecare zi, dacă vom citi cuvântul dacă vă vom pune în viața noastră, dacă ne vom ridica și nu ne vom mulțumi să stăm în păcat și în fără de lege, ci ne vom ridica și vom merge înainte cerându-ne iertare, lui Dumnezeu, că vom cădea. Și dacă vom persevera, chiar dacă vin încercări, ispite și probleme. Mă gândeam că să cânt o cântare care să, să ne îmbărbăteze pe fiecare dintre noi, dar o voi cânta mai târziu când fratele Victor va, va găsi cu cale. Așa să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne îmbărbătăm în rugăciunea aceasta. Aș vrea să cerem lui Dumnezeu binecuvântare prin toate lucrurile pe care vom trece, pentru că vom trece prin încercări, vom trece prin ispite, vom trece prin probleme. Dar în momentul în care vom trece, aș vrea să fim conștienți că există cineva care este aproape de noi, nu-l cunoaștem, așa cum ar trebui poate. Dacă o primi în stânga și în dreapta, vom vedea un frate și o soră. Poate nu-i cunoaștem așa cum ar trebui să-l cunoaștem. Aș vrea să ne întoarcem acum și să privim și să vedem de obicei noi stăm lângă cineva pe care Dumnezeu l-a salvat. Aș vrea rugăciunea aceasta să o facem pentru noi și pentru cel care stă în stânga și în dreapta noastră să-l încurajăm prin rugăciunea noastră, să-l îmbărbătăm prin rugăciunea noastră, să-l sprijinim prin rugăciunea noastră, să spunem, Doamne Dumnezeule, pentru fratele meu, pentru sora mea, mă rog, cel care este în stânga și în dreapta mea, pentru ca tot anul acesta să fie un om mulțumit și mulțumitor, să fie un om care ascultă de cuvântul tău, să fie un om care se ascultă de tine prin cuvintele pe care le transmiți în biserică, să fie un om care, care, se pune aproape să trăiască în neprihănire și în sfințenie și un om care nu dă niciodată înapoi, ci se ridică în numele lui Isus. Și și mergem mai departe pentru că țelul nostru a fiecărui între noi este să ne întâlnim cu El pe muntele Lui Cel Sfânt și zic ca Domnul să ne ajute să umblăm în neprihănire, așa cum stăm, ne rugăm. Amin.